форте алеї. Друзі, для вас оригінальний номер в исполнении серебряных візерів в танцах на льду. Так, встречайте американський дует Madison Chock і Іван Бейтс. Dacă nu ar fi greșit la programul scurt, Madison Chock și Evan Bates ar fi urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Americanii, under pressure, conform programului lor liber, s-au prezentat cu o coreografie extrem de creativă, inovatoare. Dezamăgiți de faptul că au greșit un pic la twizzle-uri, că au fost depunctați, moment în care Bobrova și Soloviev au profitat și practic le-au luat aurul. Pe 2 la Skate Canada, pe 2 la Rostelecom, așteaptă momentul în care își vor lua biletele spre Marsilia. Fidel lui Igor Spielband au rămas în continuare să se antreneze la școala acestuia. Locul 2 pe linie în acest sezon. Andrei Nepela Memorial, trofeul Nebelhorn Skate Canada și acum Cupa Rostelecom. Au ratat de două ori titlul pus în joc în circuitul Grand Prix-urilor. Și iată că acum ceea ce a făcut diferența în notare a fost modul în care au executat twizzle-urile în programul liber. Cel mai greu element din dans, chiar mai dificil decât ridicările. Ei sunt patinatorii care reprezintă Statele Unite, au concurat